Numărul intervențiilor Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență crește de la an la an în județul Iași. Echipajele participă la misiuni foarte diverse, începând cu incendii, accidente, diverse misiuni medicale și terminând cu activități de prevenire și informare a oamenilor. Însă ambulanțele cad una după alta. Dacă parcul auto nu se va înnoi în curând, ieșenii vor rămâne fără ajutor imediat. Ambulanțele și mașinile de pompieri din dotarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență au avut peste 7100 de intervenții în primele 6 luni ale acestui an. Numărul lor este un pic mai mare decât anul trecut. Cele mai multe cazuri în care au intervenit cadrele de la inspectorat sunt cele medicale, peste 5100, reprezentând 72% din total. La aceste cazuri, medicii și asistenții se deplasează cu ambulanțele simple sau cele de transport victime multiple. Mulți ar crede că numărul lor este considerabil, însă nu este așa. În județul Iași sunt doar 13 ambulanțe SMUR. Noi avem întotdeauna și rezerve. Dar există situații în care pică și rezerva. Și există procedura de achiziție, care știți că e destul de complicată și trebuie timp. Nu putem face achiziții de oricum, în orice situație. Și atunci există aceste perioade de pauză în care, eu știu, poate nu avem o localitate acoperită cu ambulanță SMUR. Bineînțeles că localitatea nu rămâne fără e acoperită până la urmă de ambulanțe SAR sau trimitem noi dintr-o altă localitate. Mașinile sunt destul de vechi, au foarte mulți kilometri la bord și se defectează deseori. Au kilometri mulți și, bineînțeles, că au și număr de ani, cele care s-au acționat înainte de 2010. E normal ca la orice mijloc tehnic, având kilometri mulți și timp îndelungat de folosință, să înceapă piesele să pice. Deci se defectează mult mai des decât în trecut. Așteptăm ambulanțe noi, atât noi cât și serviciul de ambulanță, să putem să scurtăm aceste perioade de indisponibilitate. La Serviciul Județean de Ambulanță, din cele 60 de mașini, doar 40 sunt capabile să intervină în cazurile unor oameni care au nevoie de ajutor medical imediat. În același timp, cei de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență vor să înființeze noi subunități la podul Iloaiei, Hârlău, Vlădeni și Țibănești, pe lângă cea de la Răducăneni, care există acum.